Slavinia Siclitarui și Ana Chetușa vor ajunge vineri 18 octombrie în comuna Mihail Covălnicianu, unde vor discuta cu reprezentanți din administrație, cultură, educație sau sănătate. Toate problemele cu care se confruntă locuitorii vor fi analizate și dezbătute. Vineri, între orele 14 și 17, aveți ocazia să-i luați la întrebări pe cei care vă administrează localitatea. Vocea cetățenilor, motorul caravanei Litoral TV.